În mod deosebit, vă mărturisesc cu sinceritate, am gândit să ne întâlnim în mod deosebit pe problema acelui joc Amena Albastră, care se pare că a început să aibă victime și în rândul copiilor din țara noastră. Așa cum probabil că ați aflat, la centrul de plasament de la Podea, care nu este în subordine Inspectoratului Școlar Județean Brașov, este deja prima victimă. Este încă un semnal de alarmă că toți trebuie să fim uniți și să acționăm în așa fel încât să ne protejăm copiii și să le oferim un grad de siguranță mai mare. În acest sens, astăzi avem ca invitați pe domnul prefect, care chiar acum aici a intrat pe ușă, domnul Marian Vasaliu. Îi mulțumesc că așa a făcut timp și onorează invitația noastră. Bună ziua, domnul prefect! De asemenea, îl avem aici pe domnul Roșca Răzvan, șef al Biroului de Combatere a Crimei Organizate. Domnul Florescu s-a retras la pensie și este înlocuitor, pentru că sunt colegii mei directori aici și l-au cunoscut pe domnul Florescu. Deci este continuatorul domnului Florescu. Este însoțit de doi colegi, și anume de domnul Daniel Nicolae și domnul Bunea Careș, din cadrul aceleiași instituții. Alături de mine este domnul Alin Pahonțu, adjunctul șef al Inspectoratului de Poliție. Nu în ultimul rând, doamna Hermelean, partenerul nostru de an și an de zile, vă mulțumesc că ne-ați onorat cu prezența, șef Birou Prevenție și Analiză a Criminalității. Și doamna Anda Samson, partenerul și colaboratorul nostru, al nostru, al profesorilor și al elevilor, în ceea ce privește antidrogul. Și tot o colegă de-a noastră, doamna director de la Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională, CJRAE, Brașov, da? Doamna Carmen Florescu, care va avea și lumei o intervenție. Acum, am să dau cuvântul invitaților noștri. Eu am să închei întâlnirea. Rugămintea este ca tot ceea ce discutăm astăzi împreună să fie tratată cu maximă seriozitate și cu implicare din partea tuturor celor pe care noi îi reprezentăm la această întâlnire. E vorba de cadrele didactice reprezentate prin directorii unităților școlare, este vorba de profesorii consilieri care au o sarcină dificilă alături de profesori, de a-i consilia pe copii, pe profesori și pe părinți, și nu în ultimul rând, reprezentanții comitetelor de părinți, care constituie veriga de legătură între unitatea școlară și părinții copiilor din unitățile școlare. Domnule prefect, vă invit să ne adresați. Mulțumesc, domnul inspector general școlar, stimați invitați, stimați participanți la această discuție. Salut această inițiativă a Inspectoratului General Școlar vis-a-vis de subiectele care se vor dezbate astăzi aici. Dincolo de orice chestiune legată de investiții, de oportunități sau alte lucruri care privesc administrația publică, județeană, locală, legislativul chiar, eu consider că această temă a educației, a copiilor noștri, este primordială. Această temă reprezintă cel mai important lucru asupra căruia trebuie să ne aplicăm. Educația și sănătatea primează în fața oricărui alt subiect de orice altă natură. Vreau să vă spun că am venit ca să iau legătura cu dumneavoastră, să vă văd și să vă asigur de toată deschiderea mea vis-a-vis
de lucrurile care se vor discuta astăzi aici. De educația copiilor, de conștientizarea pericolelor la care se expun aceștia intrând pe anumite site-uri, am avut un caz nefericit la Bodea și îmi doresc din suflet ca această chestiune să nu se mai repete. Depinde de noi, depinde de ceea ce le transmitem copiilor, depinde de timpul pe care ne-l facem pentru ei, depinde de perioada din zi pe care o petrecem ca și părinți cu ei, depinde de anturajul în care sunt și eu consider că aceste lucruri trebuie reglate de către noi. Eu vă mulțumesc foarte mult, voi sta alături de dumneavoastră și voi face efectiv ceea ce trebuie să facă orice părinte cu copilul. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc frumos, domnule prefect. Invit pe domnul Roșca Răzvan să ia cuvântul și să ne prezinte materialul. Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație. Numele meu este Roșca Răzvan și reprezintă de combaterea comunității organizate din Brașov. Aș vrea, pentru început, să vă spun în mare cu ce ne ocupăm noi. Avem 4 servicii de componență, serviciul de combatere a traficului de droguri, serviciul de combatere a traficului de persoane, serviciul de combatere a unității informatice și serviciul de combatere a terorismului sexual în bani. După cum bine știți, în ultima perioadă este de actualitate cazul acesta cu jocul Balena Albastră. Ce pot să vă spun, că se numește Balena Albastră, ce pot să vă spun este că în prezent este o anchetă în derulare. Încercăm să stabilim exact dacă a existat legătură între ideologia de la Codlea și acest joc. Deocamdată se fac verificări în sensul ăsta. După cum bine știți, în țară au fost semnalate foarte multe, mai multe cazuri legate de acest joc. Aș vrea să, pe lângă pericolele care, mă rog, toată lumea spune că ne pasc folosind internetul, vreau să liniștesc un pic pe toți cei prezenți și să transmitem mesajul ăsta mai departe, că acest joc nu pare a fi, știu eu, cauza unor evenimente prezentate în presă. În general, au fost implicați copiii minori care au încercat să traveze sau să atragă atenția asupra lor sau acțiunilor lor. Probabil că ați văzut la Arad, dacă nu mă înșel, a fost o fată care spunea că a fost amenințată, mă rog, se înscria plăcerea pe specificul acestui joc, dar de fapt și-a înșinat pentru că vrea să primeze părinții un telefon mai scump sau un alt model de telefon. Deci nu aș vrea să creadă că există un fenomen în sensul ăsta, cel puțin legat de jocul ăsta. Pe de altă parte, într-adevăr, internetul este, cum să spun, folosit de toți copiii, din păcate sau din fericire, indiferent de vârstă, și pot apărea probleme dacă nu sunt supravegheați. Este foarte important ca adulții, părinții, să aibă un control în permanență al copilului, în sensul de a ști exact ce site-uri accesează, pe ce site-uri se joacă. Și pot să vă spun că am avut în activitatea noastră cazuri în care fetiță de 8 ani, cred că are, care, bineînțeles, avea cont de Facebook, care mama ei, pentru că am întrebat toată de ce ați creat contul. Mi-a spus că toți copiii au știut să aibă și fata lumea ei. Fata respectivă a intrat pe un joc ăsta nevinovat, unde a fost abordată de o persoană matură majoră și determinată să urmărească ce făcea acel personaj, acel domn. Bănuiesc că puteți să vă dați seama ce se întâmpla și, bineînțeles că fata a fost traumatizată, urmează tratament psihologic. Deci foarte important este ca părinții să supravegheze în permanență site-urile pe care se intre și jocurile pe care le joacă copiii. Cam atât în mare legat de data informatică. O altă rugăminte a noastră, aplicăți pe prima organizată și a colegilor de la IPJ, ar fi aceea de a ne semnala nouă sau colegilor noștri cazurile în care, ca informațiile pe care le aveți legat de
consumul de drog, înțeles, la modul general, botanice, știu eu, alte substanțe. Știm că a luat o amploare, să spun, sau se remarcă o creștere a consumului acestor substanțe și doar împreună putem încerca să limităm sau să stopăm acest fapt. Pot să vă spun că nici noi, la brigadă, suntem foarte mulți la sănătate antidrog, iar ce orice ajutor pe care îl putem primi din partea noastră este binevenit. Vă asigurăm că vom da importanță fiecărei sesizări și fiecărui caz și vom încerca să urmărim de fiecare dată interesul copilului, în așa fel încât și o să nu fie afectată imaginea sau alte situații de genul acesta. Da, deci asta vreau să vă prezint cazul acesta de pornografie infantilă, cum încadrăm noi și faptul că trebuie urmărit în permanență, subliniez treaba asta, pentru că, normal, avem viețile agitate și punând o tabletă sau un telefon în mâna copilului și făcându-l în felul ăsta să nu ne mai pună întrebări sau să ne deranjeze, avem impresia că să ne liniștim, dar din păcate se ajunge la situații bune dintre aici. Încă o dată vă asigurăm de sprijinul nostru și vă stăm la dispoziție oricând orice problemă. Mulțumesc frumos!